Centrul de îngrijire și asistență a Gârbiciu este pregătit să primească beneficiari noi. Până la sfârșitul anului în curs, 45 de persoane de la centrul Râul Vadului vor fi transferate în noul centru de la Gârbiciu, unde au fost realizate lucrări de accesibilizare specifice persoanelor adulte cu dizabilități. Pentru ca beneficiarii să aibă condiții optime de trai, s-au realizat lucrări pentru supradimensionarea băilor și pentru lărgirea căilor de acces către dormitoare și băi. S-au schimbat ușile, s-au înlătunat pragurile și s-au amplasat obiecte sanitare specifice și mijloace de susținere adaptate persoanelor cu nevoi speciale. Pentru accesul în sala de mese a fost montată o rampă, ceea ce a condus și la reconfigurarea acesteia. Investiția de peste 255.000 de lei a fost realizată cu fonduri de la Consiliul Județean Sibiu. Suntem într-un amplu proces de modernizare a sistemului de asistență socială din județul Sibiu. Ne dorim ca la finalul acestui proces, cei pe care îi avem în grijă în centrele din subordinea Direcției de Asistență Socială din Sibiu, să beneficieze de cele mai bune condiții de cazare și de servicii de asistență socială la standarde europene. Totodată punem în slujba beneficiarilor resursele pe care le avem, însă și mai important, experiența de foarte mulți ani a personalului care lucrează în centrele din subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu. Centrul de îngrijire și asistență a Gârbiciu face parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.